Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou episod, la continuare episodul de ieri. Practic, tocmai ce am fost acceptați în poliție și domnul polițist Asta e Igor ne prima intrare face... lateral, o să intrați din față, ne aveți prima face... interacțiune cu publicul, tot ce înseamnă, ok? Okay. Ușile Da. neapărat închise, toate ușile închise, vă apropiați de ele și flexați eu. Aici e camera de supraveghere video, momentan sunt un pic stricate, dar nu. În momentul în care cineva vine, veniți încoace. Băi, sunt cu ușa, băi. Normal, normal. Astea două sunt pentru declarații și tot felul. Aia din capăt este doar pentru buletin. Când vine cineva să-și refacă buletinul și astea. Ok? Da. Okay. În caz că vă vin persoane pentru verificare de cazier, când expiră și astea, să știți, cazierul expiră în 2 săptămâni. Vă uitați momentul în care a apărut, vă puneți aici la calculator și verificați. Pentru a folosi cazierul și astea, trebuie să flexați în cea slash cazier. Nu-l flexați acum, că o să trească să fie altă discuție, e un pic mai complicat acolo. Eu auziți, mă, uiți. Cum e să asta fii în sala poliție? De ședințe. În momentul în care o să fie vreo ședință, trebuie să vă prezentați aici pe scaun. Restul sunt băi și acolo și am partea aia este Academia de Poliție. În fiecare săptămână se face oameni, pentru... după țări. Dumneavoastră, Doamne, apără și vedești. Aia vorbesc de pol acolo. Haide sus. Și că eu vorbesc de ciocă. Nebunie, cura. Aștept să vină și colegul și... Mă cer. Pe această scară se ajunge sus la... La ce oară? Ia ghiți-ți. La elicopter. La elicopter, corect. La elicopterul poate fi, să zicem așa, obținut pentru voi ca să-l pilotați, numai dacă aveți un grad special. Trebuie să aveți certificat de forță aeriană. Există 4 persoane, pentru că sunt 4 departamente separate, să le spunem așa, prin care voi puteți obține anumite certificate. Certificat SWAT este unul. Ăsta se obține la mine. Certificat aerian la domnul comandant de la ZUST acolo. Mai este certificat de detectiv, certificat radio. Cel la radio nu are neapărat importanță, este pentru persoanele care știu toate codurile. O să aveți coduri de învățat, o să vă oferim o mentenanță. Fiecare de astăzi nu o să vă mai numiți numele voastre. Numele voastre 10-4, 10-4. Da, ăla e afirmativ, știu unul. În momentul în care un... să zicem suspect, acuzat, deținut, orice vreți voi, moment până înainte să părăsească, este rănit, chemați un medic pe stație, după care îl lăsați acolo. Acolo sunt sările pentru medici de medicamentație, tot felul. Au destul aparatură ca să niciodată nu mai transportați, să nu transportați niciodată pe cineva la spital. Numai dacă nu sunt medici. Astea sunt celulele de arest preventiv. Poate unele persoane le știți, altele nu. Le-am văzut și pe dinăuntru eu, băieți. Aici e interogatoriu. Auziți, domn polițist? Da. N-ați spus că toate ușile trebuie închise? Da. Ia, mergeți la celula numărul 5 și vedeți că e deschisă. Da, da, lăsați-le. Păi, și cum vrei să intre lumea? Păi nu e ușă? Haideți. Păi da. Ușile principale în care intră lumea. Ah, deci ok. Ar cu ușa la baie? Nu orice. Da, lol. În momentul în care pleci, ați prins un suspect și este pe momentul să-i faceți un cazier pentru că a înfăptuit orice lucru, nu știu, care este din codul penal, trebuie neapărat să-l puneți aici, să-i faceți poză. Poza urmează să fie încărcată pe Ingur și să o puneți pe cazier. O să vă fac după cum se folosește cazier, ok? Da. Declarațiile și tot ce aveți, interogări. Atenție, interogarea se face numai de către un detectiv. Dacă nu este un detectiv în oraș, o să faceți personal de să luați interogarea domnului. Se face aici. Geamurile sunt speciale. Numai din partea asta se vede, din acolo se pare negru. Ok? Oh, ok. Aveți 2 săli de acest gen. Aveți grijă să nu vă bateți pe ele.
Acum vine. Așa. Nu mă pierd că eu am învățat secția. Fotbal, nu parkour. Păi fotbal, vărule, dar cu picioarele astea... N-am înțeles. Dacă îți trag un picior. Asta este marcarea Siliana, atenție, să scoateți de aici mașini mari, pentru că o să, o să întâmpinați dificultăți să scoateți. Haideți aici. Acesta este vestiarul, aici vă puteți schimba. Acum să vă faceți toți câte o uniformă de polițist. Fără cocalarism și chestii de genul, uniformă serioasă. Puteți să ne ajutați acolo cu ceva mărimi? Stai să văd. La jachetă 16. Tricou 23. Ține de jachetă 16. Tricou 23. Mai mâini, mai schimb un pic, cât rămâne acolo așa. Pantaloni 16. Bine, la pantaloni, cum vreți voi. Și să nu purtați șobolan de în picioare, de expadrile sau nu știu ce. Nici pantaloni scurți. Domnule Bebe, să vă scoateți cravata aia de o aveți. Adidas și deci au vreo importanță foarte mare, adică... De preferat bocanci, nu... Bocanci și dacă puteți să mă ajutați cu o mărime? Pfu... Eu am 36. 35, 35. Și la vestă să vă uitați la o vestă, ce vă place vouă acolo. Să aveți o vestă pe în caz de orice. Vesta să o purtați de preferat numai când ieșiți din secție. Și o mai uit uneori să o dau jos, nu e nicio problemă dacă vă prindem, dar... Domnul Bebe, alta, că aia chiar scrie security pe... E ok trooperul ăsta? Adică mă rog că scrie trooper pe ea? Mai caută, vezi dacă găsești cu polis. Le puteți schimba oricum, vedeți dacă apare în stânga sau în dreapta altă vest. Scrie să vă scrie poliții de astea. Uite, asta e frumoasă cu polis. Aveți idee cum fac să nu mi se mai vadă cravata sau ar trebui să mi se vadă? Cravata? Da, e sub vezi... vestă deocamdată. Dacă e gen cum am eu așa, nu poți. Ah, ok. Dacă ești cum are domnul Bebe Moise, trebuie să te-o scoți tu. Bun, am găsit-o, gata, asta e. Și cam atât la îmbrăcăminte sau mai e ceva? Vă mai customizați voi pe parcurs după, dacă mai vreți să vă puneți brățări, mănuși, okay. Treburi. Deocamdată să fiți așa ok. Haideți.
Da. Eu mi-am lăsat vest acolo că... Ai nebunit. Okay. Eu doar picioare fac. Nu-i așa, cam câți ani avea. Trebuie să vin imediat și... Haideți. Rămas că avea de-asta cu paramedic pe el. Aici vă luați radio-ul. Deci de pe masă. Vă luați câte un radio. Ok, după a fiecare vestiar de aici când vă apropiați, o să vă luați câte o lanternă, mă baston. Duc să-l recuperez pe fratele meu ca ok. Pistol și să vă luați muniție de pistol. 5 muniții. Ia de aici, de pe masă, frate, radio. Și pistolul. Și pistol cu electroșocuri? Da, da, da. Categoric. În mare parte cu el o să lucrați. Câtă muniție trebuie? 5. 5 de fiecare. Ia okay. Uitați-l pe BB muniție ce față. Da? Baston a spus, cumva? Da, da, da. Uite de fix de aici, abonere. Mamă, ce mai nebun polițiști au venit în oraș, bă, băiatule. Ok, v-ați luat-o, da? Da. Da. Hai că am omis o sală, din păcate, cum am mintit de ea. Haideți. Ultimul să închide ușa. Ok, ați închis ușa, da? Da. De la vestiar, da. Nu vestiar, știi ce zic. Bă, ăștia sunt celea de-i rău, bă, băieță, știi, o să fie colegii mei. O să fie nebunie cu ei. O să fie nebunie cu ăștia, băieți. O să mă văd cu ei peste două trânuri și o să zic, a, tu ești ăla de la angajare, de ne-am angajat soica, amândoi. Soica. Tu știi mai multe decât... Ok, haideți. Sigur? Aici toate obiectele sunt confiscate și le puneți aici. Mamă. Mamă, bănele, uite ce sclipește asta. Nu sunt de confiscat. Eu nu admit nimic. Ce e aici? Ok, acum aveți o stație, da? Da. Ce nu e, e intrare principală? Asta nu vezi tu intrare principală? Ok, luați-vă tot stația în mână. Am înțeles. Tot stația mea. Vă conectați pe frecvența 1. Dați în stânga și pe 1. 1 și 2 sunt frecvențele poliției. Și noi o să fim pe 1 sau pe 2? 1. Pentru 2 o să vi se spună pe stație. Okay. O să vi se spună pe 2 să vă mutați în momentul în care sunt acțiuni speciale și voi trebuie să faceți parte acolo. Pentru a chema un medic, opriți stația, intrați pe numărul 3 sau 4, pe alea sunt stațiile de medic. Și anunțați. Igore, mâncați-și okay. Că te-au la 3 etaje. N-ai cum să nu-mi auzi gura. Haideți pe mine. Du-i, te rugăm, parcare. Ce-ați stâmbat după numele ăsta? Acum mai duc, le-am prezentat un pic treaba. La mar, la mar. Kappa, N-N-D-R-I-C, Kappa, da? Domnul Igor, ce faceți, domnul? Merge stația? Prezint secție. 10-4. 10-4. Puteți să spuneți altă numele, vă rog? 10-4. Ia, bunete. Ce faceți, domnul Igor, domnul... Le prezint un pic secția și astea. Hai, găsă. Stai că am vrut
cred că am cuiecinea greșeală ușii. Hai, deschid eu tu. Hai că o deschid. S-a închis. Ok, o parcare o aveți aici și încă una afară, da? Ok, aia de afară de început. Mari. În funcție de grade aveți anumite permisiuni la mașini. În general v-aș recomanda să circulați cu Dodge Charger-ul, e printre cele mai stabile și cele mai ok pentru a învăța cum să circulați. Nu știu care este experiența voastră până acum în chase-uri, dar asta o să vedem pe parcurs. La orice oră. Ok, haide să flexăm tot Z-ul ca să vorbim pe șoaptă. Ne auzim, da? Da. De reținut, noi nu tragem niciodată primii. Asta e cea mai importantă. Indiferent dacă persoana are arma în mână, atenție, a, orientată spre voi. În mână, voi nu trageți. Dar uite cum stau buștere, bă, dacă el îndreaptă arma spre voi, aveți cale liberă să trageți. Ok? Da, să trăiți. Într-o urmărire. Bună ziua, să trăiți, domnii ofițeri. Da, da, da. Vezi că ai ceva între dinți. Domnul capitan, puteți să lați un pic că... Mă, ce am între dinți cu metri? Dacă te șoptești, nu te normal. Ah, ok. Păi, într-o urmărire. Așa, da. Niciodată și niciodată nu bruscați ceilalți participanți la trafic. Fie că sunt persoanele urmărite sau nu. Sunt pe treaba lor, cred că... Obligația voastră ca și polițiști este să-i urmăriți până mașina lor este total distrusă sau ieșit, după care urmează a fi electrocutați în funcție de cum se conformează, după care să-i arestați. Aveți grijă cu drepturile lor. Și tot, niciodată dacă vor funcție de ce apel primiți, că o să vă apară acum pe GPS de fiecare dată când se efectuează un apel, spargere de casă, furt auto. Niciodată, dar niciodată dacă nu prindeți persoana în flagrant și dacă o prindeți, trebuie neapărat să-i auziți povestea, declarați. Da? Ok. Scopul nostru nu este de a aresta persoanele, de a le încătușa, de a le trimite la penitenciar. Scopul nostru este de a ajuta și de a servi ce ajutăm și servim. Orașul, țara. Orașul, ești la salubritate? Păi cetățenii nu fac parte din oraș, domnul. Da, cetățenii Igor. Și ce, dacă vărul e turist, n-am voie să-l ajut? Păi și vărul tău este un Focuri? Cetățean. Ignorați, e... Cetățean. La păi plază. Ah. Ok, hai să scoatem fiecare câte o mașină. Ah, deci fac. Bă, ai ceva... Avem câte un coleg disponibil pentru a circula cu fiecare în parte? Sigur. Să avem un 2 minute de fapt. În vreo 5-7 pentru că mai am de a le da mentenanța și cum se numește să le arăt un pic cu cazierul. Ok, scoateți fiecare o mașină și asist. După să vă puneți aici așa. M-ați auzit? Dodge Charger? Yep, Dodge Charger toți. Forță. Domni ofițeri, să trăiți. Să trăiți. Cât un Dodge Charger fiecare și în linie. Și tu cu ce mergi, mă, cu Jeep-ul? Bici, merg cu ei. Nu mă cu Jeep-ul, mi-mi place Jeep-ul. Ăsta e sus cu aia. Cred că să nu mai faci mișto de un om în viața ta așa. E, glumă fină. Glumă spurcată. A urcat, vă rog frumos. Să trăiți. Să scoateți mașina? Mulțumesc. Să trăiești. Și dumneavoastră, domnul Pepe, puneți-vă în față la acesta. În fața lor sau aici? În fața mașinilor sau aici? În față la mașina de aici, să fiți apropiat ca să putem vorbi mai. M-auziți toți, da? Da, da. Se aude la toți, da? Bun. Prima și prima voastră, se spune așa, primul lucru important pe care trebuie să-l faceți în momentul în care v-ați suit la mașină, trebuie să flexați în chat extra 7, extra 8. Extra spațiu 7, extra spațiu 8. Și să-și pună centura, să nu uiți. Da, centura e clar. Extra 7, extra 8. Ok, văd, reușit, ai reușit. Tu mai ai din stânga. Bravo. Dar ce fac astea? Pentru ce sunt? Acestea sunt niște lumini care, să zicem așa, strică. Sunt pentru mașini unmarked, undercover. Nu trebuie să le purtați voi, ok? Ok. Puteți vedea exemplu la mine. Ok, aveți
trei coduri de reținut pe care o să le auziți pe stație și cele mai importante. Hai că le-am uitat deja. Codul 1. 1. Nu veniți, veniți fără sirene și fără lumini, ok? Codul. Sirenele se aprind de pe flexați Q, dați toți la lumini și după aceea flexați altul ca să aprindeți sonorul. Bună. Pe tasta R puteți schimba luminile, puteți schimba, doamne, sonorele. Bun, gata, gata. Codul 2. Răspundeți doar cu lumini. Dacă vi se cere cod 2, veniți doar cu luminile, fără cele sonore. Și la cod 3 e claritos că veniți cu toate. Ok. Bun, acum o să vedem dacă avem pe cineva. Toți sunteți pe aplicația Discord, da? Da, da. De-abia am intrat, nu ne-am luat de toți. Mm-hmm. Trebuie să intrați, o să vă explic acolo mult mai mărunțit cum să folosiți cazierul, pentru că e foarte important. Am înțeles. Ok. Puteți intra acum? Dacă are telefon, frații mei nu cred că au. Păi ia vezi. Urca. Vei. Vorbiți și să intrați toți ca să vă explic cum este treaba cu cazierul, pentru că e cea mai importantă treaba a voastră. Acolo este toată evidența. Dacă e mult să se întâmple Discord, băieți. Voiam să facem și o mică acțiune. Da, da. Unde? Mai zi o dată, rog. Să intrați pe aplicația Discord. Asta da, dar... ok. Toți. Le propun să intre la ședințe, colegii. Mamă, ce-a făcut așa? Da. Vedeți toți, da? Da. Bun. Stai, băi, că mă uit pe partajare acum. Da. Vedeți toți partajarea, da? Da. Da. În momentul în care aveți, îi faceți cazierul să-l trimiteți, folosiți comanda /cazier. Așa o să arate pentru voi treaba asta. Ok? În momentul în care tu trebuie să dai, să creezi un raport la cineva, persoana respectivă, stai să-i de mai zi. Da. Putem-o pe ședințe, trage pe fiecare acolo? Da, merge ședințe, cineva? Dar nu văd camera, astea trebuie să le dau grad la toți. Oh. Păi, aia trebuie să fie de la început. Pe noi erau toți, uite, de exemplu, Pericona a aplicat pe Discord și de aia, ok, Șucar, Pop. Cum merg Pop meciurile în... Au pierdut aia? Nu. Momentan pierdut merge Nexus. Bine. Momentan merge bine. Se zice microfon are, bă, Stevie, băiatul ăsta, are genie prezentator la Nexus, știi? Prezentator. Stai că vă trag pe... Vedeți camera de ședință la poliție? Da. Da. Ok, hai acolo. Pe Evrica. Eu tău și pe ăsta periculos. Acum vedeți, da? Da. Da. Da, bun. Prima oară incidentul. Ce s-a întâmplat? Detalii. Raportul trebuie să fie cât mai detaliat. Ce ați făcut, cum ați să-l prindeți tot? Infracțiune. Se poate să te uiți pe raportul lui... Știi tu cine? Lui Bebe? Da. Ok. Să-l arătăm după. În funcție de infracțiuni o să le găsiți aici. Toate infracțiunile. Voi le dați, le selectați, iar aici o să vă fie dată sentința. Nu le dați... să zicem așa, sancțiuni peste 30 de luni, adică 30 de minute, decât dacă au tras în voi, dacă v-au pus viața în pericol total, dacă sunt pentru substanțe și de la cel mai mult dați-le 30 de minute. Dar în schimb, dacă el e în rol pe foarte decăcat și vi se comportă aiurea și astea și are atitudine gangsta de a da foarte urâtă, atunci sunteți liberi să-i dați 60 de minute. Aici scrie sentința, după care o să dați caută infractor și, de exemplu, punem domnul Bebe Moise. L-ați spus, ați dat detalii, ați dat incident, după care... Ok, caută infracțiuni. Da, 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 stai. Așa, scrieți 35 și după dați confirmă raport. După care o să-l vedeți aici, așa, la lista de rapoarte. Mandate, cred că nu e cazul acum. Schimbă de acolo sentința, acolo scrie 75 de minute, dacă îl faci acolo 30 și după aceea să scrie 30 de luni sentința. Da, oarecum ăla e ca gen... ca o sugestie, că ar trebui să fie, teoretic. Da, 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 ăla îți calculează, dar v-am zis, nu le dați mai mult dacă... n-au făcut asta. Mai mult de jumătate de oră. Cam așa arată un raport. Domnul Moise, după ce a făcut operație de schimbare de sex, asta e declarația lui.
Și a dat seama că a făcut o greșeală și a început să dea jafuri ca să ajungă mai repede la închisoare. Ne-a mărturisit, da, trebuie neapărat și mărturialul, ne-a mărturisit că preferă să fie violată în penitenciar decât să îl vadă lumea astfel. După o mențiune, a fost cooperant, cooperantă sau n-a fost? Știi că am observat că eu am scris acel raport după ce ai zis? Nu, tu l-ai scris, nu, am făcut eu un căcat și l-am scris raportul ăla și l-am copiat aici. Vehicule și astea iar de găsiți aici. Bun, hai să vă arăt cu meniul de F6. Ăsta e meniul vostru ca și polițiști, da? Cereri okay. Întăriri. Astea sunt coduri de 1, 2 și 3. Status polițist. Când intrați, dați intră pe tură și vă apar acolo așa. Interacțiuni cu cetățenii. Când ne dea buletinul, știți voi. Aici puteți vedea mai exact, să zicem așa. Aici că vă uitați în baza de pe date. Pe ce acces în meniu? Pe F6. F6. Ok. Dar asta gen la perchiziționat. Aici a perchiziționat percheziția. Numai și numai în secție. L-ați luat kit care are arme la el, droguri, l-ați luat, i-a spus că tu și l-ați luat, numai în secție se face percheziție. Da, da. Sunt probleme când să zic că iei pistolul că a tras în tine și ai dat tei sau ceva de genul, știi, iei pistol de pe jos sau s-a predat, aruncat pistolul, știi, gen drogurile, da, mai... cu stejmiurile, nu cu... Da, da, da. Da. Oricum, în general, atenție, dacă el nu și-a aruncat arma pe jos din inventar la modul propriu, că a păsat capa și-a aruncat-o, degeaba slash-mi-o nu se pune. Asta chiar e ceva important să știți. Licența de portan, ok. Interacțiuni cu vehicul. Când mergeți la un... Da, da, da. Ok. Când mergeți la un vehicul, vă apropiați și aici așa vedeți, spuneți numerele. Dacă este furat sau nu este în baza de cum e la poliție, o să vă apară că este furat. Însă voi nu rulați că este furat, pentru că el poate o să-ți vină cu o poveste, știi, o să zică că a, eu mi-am lăsat cheile în contact, nu știu ce, sau e mașina altuia. Cum v-ați spus? Cum mai se face de obicei? Mașina? Baza de date? A, vrei cu cazier? Da, tati, vreau să știu cum. Da, pe lasă-mă de început așa. Lasă, să învețe pentru raport. Păi trebuie să vadă oricum cum se face orice. Ok. Stai prima oară să te vin cu F6-ele. Ar fi frumos, că în general când jucăm noi nu e nimeni, niciun polițist pe server. Depinde, da, de zi. Cu pune, scoate, că tu și le scurtează, nu trebuie să rulați cu slash-mea, astea fiecare are animați. Iar când pui, meniu obiectei de spike și astea, atenție, nu puneți decât dacă vă, dacă vă dă aprobare un superior. Pentru că se pun, la spam că s-a pus cineva spike-uri la jaf și chestii de genul. Noi pe joc aici încercăm să fim cât mai fair play, nu mergem pe... a băga persoanele în pușcărie, pentru că atunci roleplay-ul ar fi de căcat, ar dura maxim 2 minute. Bă, interacțiunea da, din, da, 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 interacțiunea dintre voi trebuie să dureze cât mai mult, cât mai mult posibil, adică să voi să-l urmăriți până în pânzele albe. Înțelegeți? Chiar că băi, haide-ți să-l urmărești. Da, nu după ce-ți trage 7 gloanțe. Ok, meniu de amenzi. Când dați o amendă, poți să-ți dea, scrie amenda și eu, dar nu trebuie să ai ține, știi de alea, ai văzut că vă calculează în F6. Când scrieți în cazier acolo, de obicei nu se pune. Noi la început de tot am intrat ca opțion, am crezut că se evite direct amenda. Nu, noi e de gen, după ce scrii cazierul, trebuie să intri după aia meniul ăsta, chiar să-i dai amenda gen scris. O să fac o animație, da, da, da. Scoate o notă și scrie gen amenda. Ce vaje. Nu știu cine a luat ăsta, a luat o amendă de 4300. Felicitări. Mă, nu trebuie să o plătești, stai liniștit. Și îți dă amenda, este trimis. Atât. Amenzi, am mai primit. Ok, încarcerare, să-l bagi la bulău. În general, noi la majoritatea persoanelor le facem și roleplay-ul de a-i duce la pușcărie. Da. Nu sunteți obligați neapărat, dar dacă vreți voi neapărat să lungiți roleplay-ul, să fie cât mai frumos și astea, e de apreciat decât faceți și cererile întăriți. Bun, pe hartă o să vă arate cam așa. Ăsta e un 10-11 focurile de armă. Am nevoie de întârzi la showroom. Așa o să fie. Patru colegi acum 10-76. Atenție, dacă mergeți la un asaltat, poliție. Dacă mergeți la un furt auto, nu aveți voie să vă țintiți pe prima persoană pe care o vedeți în față, pentru că se consideră meta, dacă mai sunt și NPC-uri pe acolo și astea, pentru că și tu știi din aia că el e acolo, cu pula aia. Nu, te duci, îl întrebi ce s-a întâmplat, eventual dacă sunt mai mulți în parcare, îi zici că n-ați văzut pe cineva care a forțat o ușă, pe da, rulați voi. Da, da, dar da. Nu mergeți țintit pe o mașină. Știu, că au mai venit la noi o grămadă și ne-am prins că așa funcționează, că nu... Cumva aici merge pe interacțiune, nu pe... Da, normal. Colegi nu cred că avem pe toți să stăm.
Cu sechestru, dacă vă suiți în mașină, puteți scrie slash sechestru poliție și vă sechestrează mașina, deși de preferat ar fi, dacă chiar vreți să faceți un rol, vreți să sunați mecanicul. Am citit regulamentul. Da, îi dați o sumă de $1,000-$2,000, după care noi o să vi-o dăm. Gen, e pentru rol pe ișala. Da, da. Ok. În rest, nu cred că avem câte un coleg pentru fiecare. Să vă dau mentenanța, trebuie să vă puneți pe Discord, hai să vă aduce. Stevie pe mult. That shit. Am zis să mănâncă la noi idee cât mai repede să putem umbla împreună, că de-aia ne-am băgat. Da, da, da. Când vedeți, asta este mentenanța poliției. Nu pot să vă dau din ofițer. Mamă, toți sunt plini? A, nu, v-a trecut. Pericol, tu ai 249. A, și gen de ce? De, okay. De grade sau de ce? Nu, 240 este numele vostru de cod. 249? Da, da, da. Și poți să-l aflu de undeva? Da, uite aici. Membrii poliție. BB trebuie să treacă și apoi. Moise. E un link, e un link pe anunțuri. De obicei, da. Îl găsiți pe anunțuri. Ok. 1, 2, 4. Să intrați în alte link-uri. Bă, poți să ștergi link-urile vechi? Când ai timp? Nu pot, am acces, dar o să vreau să șteargă. Ok, aici e în felul următor. Aveți numele vostru roleplay, numele de cod, rangul pe care îl aveți, când ați intrat în poliție, număr de telefon, după care ce v-am zis eu, certificările, radio, când o să știți codurile, perfect, și astea o să le aveți certificat radio, de detectiv. Nu vreau să întreb. Persoane de detectiv, cine o să facă parte din departamentul de detectiv, acolo e un pic mai complicat, trebuie să întocmiți și rapoarte, in-game, o să aveți aici bifă, SWAT, viteză, aer și SMG, cine are voie să ia SMG. După care orță, sunt titlurile, da, notele, cine aici vedeți cine poate să vă dea certificatele. In-game la toți. După care ID-ul pe Discord. Colegul, cum arăta la Dashorn? Bernabeu Dorel, cine-i? Eu, clar. 248. Mi l-am trecut într-un not, Radio. Bănel, trebuie să-ți-l pui și pe Discord. N-aveam mâini, eram pe Discord. Ok. Mirel 246, Bănel Doamne 246 și Mirel 246. Bă, cum îmi pun de la mă pe Discord? Dai ce schimbă, dai schimbă, dai schimbă prorecla. Bun, unde dracu codurile aici? Astea la nivel... La începători erau. Uite aici, astea sunt codurile. Nu trebuie să le tociți neapărat pentru că o să le învățați in-game. Majoritatea l-au învățat in-game pentru că nu o să-ți vorbească nimeni pe stație. Mă duc acolo sau de alea. Poți să-ți zici numele de cod? Mă ajut așa un pic aici la șurul, că nu mai pot decât spate. Du-te, pune-te pe Diff, că le explic. Da, să mergem așa. În felul următor, de exemplu, Pop merge acolo, 246, 1076, către 10, 11, 10, 13, în funcție de astea. Dar mai zis, nu trebuie neapărat că o să le învățați. Da, avem pace de pe al doilea monitor, dar era în tare în gură să mă întrebi. Da, da, îți dai seama. Cine n-are două monitoare, aveți telefon, cred? În general, da, dar poți să dai alt tab. Aici mai găsiți. Gen, la începători vă găsiți anumite chestii, gen cum să procedați în anumite roleplay-uri, antrenamente pe care s-au fost făcute, antrenament de JAF. Deci aveți destul de documentație aici. În rest, atâta, când intrați pe server, să scrieți aici pe clock in când am intrat și clock out. Vedeți? Ora României. Vă știm, da, da, da. Nu, da, scrie da, la orice oră pentru că Discord oricum ți-l trece automat pe ce oră ești. De exemplu, da, dacă eu vă ție, da. Oricum o să-ți dai seama dacă pui clock-in la 20:15, uite.